Vulturul sunt păsărica. M-a pus ăștia bodyguard aici la bordel, bă băiatu. Pe bune, de când s-au deschis bordelul ăștia, numai babalici vine aici, mă și enervează. Dar m-a pus pe mine că sunt bine dezvoltată. Ce biceps am. La mormântul meu să vină numai fete de liceu. Ca să zic, tinere, aici e ce caut eu. Nu mă, morga e mai încolo. Nu mă, localul ăla de s-a deschis acum cu plăceri carnale. Mezelăria. Băi, Tutankamoane, pă tu mai poți, mă, la vârsta asta? Mai ai avut femei tu vreodată? Păi de ce să nu pot, mă? Am avut o femeie în 44. Curată, frumoasă, toată armata s-a culcat cu ea. Și n-au luat nimic. Da? Și unde? A murit. Cine, femeia? Nu, armata. Păi n-ai zis că n-au luat nimic? Păi de-aia au murit, că n-au luat sinerdol în picilină, de-aia au murit. Matale, nu te frică de sida? Nu, tată, mie de guvern mi-e frică. Păi de ce? Păi sida te omoară, bă, nu te chinuiește. Deci guvernul e mai rău ca sida? Păi da, ai văzut tu sida să-și facă vile din pensia mea? Moșule, fii atent că aici înăuntru e plin de pisicuță aia. Să nu te zgârie. Ha, 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 ha. Ce poantă am dat. Ce faci, mă, nu râzi la poanta mea? Bă, nu râzi la poanta mea? A? Vrei să te facă bicepsul ăsta să râzi? A? Hai, intră înăuntru. Gata, tată, mulțumesc, sănătate. Ce faci, mă, dai în mine? Dar n-am dat în matale, n-am vrut. Ce faci, mă, tu dai în mine? Mă? Nu, n-am vrut să te lovesc. Mă, moșule, tu, ia uite cine a ajuns să mă lovească, mă, mă, păi, dar nu te-a lovit, mă, tată, mă. Mă, dacă nu știi să-ți controlezi lovitura, nu te apuca, mă. Totul e din control, înțelegi? Uite, așa, hap, control, mamă, ce mușchi am. Auzi, dar cu femeile mele cum rămâne? Hai, mă, tot eu să te ajut. Ai prezervativ? Ce ăla? Mama, ai venit aici neprotejat? Păi dar cine să mă bată, tată? N-ai înțeles să faci sex neprotejat? A, îmi pun casca, cizmele, halatul. Mă, tata, stai să explic, aici nu e de dumneata, clar? Te prind eu pe tine la azil. Al dracu dacă ți-o da voie înăuntru. Hai, spune mie. Bă, tata, nu pot, mă, nu pot, gata, nu pot, înțelegi? Ce faci, mă, îmi fur replicile. Hai. Asta cum nu pot, ea mea când sunt cu femeile în pat. Auzi, sincer acum, cu chestia aia acum, stai. Ce chestie, care cu? Chestia aia. Am pierdut-o pe front. Da? Îmi vine să intru în pământ de rușine. Păi ți-ai pierdut pe front? Da, bine că nu mai trăiește, domn capitan, că mă băga la arest. Păi, de ce, ce chestii ți-ai pierdut pe front? Aia, mă, de la pușcă, vergeaua. Da. Mă, tataie, nu înțelegi, cum te comporți cu sexul slab? E, m-am obișnuit. Da. Băi, fii atent, că aici intri când vrea fibra mea musculară, înțelegi? Dar eu nu pot să intru, că plătesc, pe cuvântul meu că plătesc. Și bicepsul ăsta spune că nu plătești, înțelegi? Păi de-a crezi că eu gratis intru, mă, tata, am bani. A, da? Băi, fii atent, ia zi-mi eu chestie. De când ai mai avut, bă, femeie? E, eram cu Noe și cu două bagaboante. Cu cine, mă? Cu Noe, ne plimbam cu arca. A, și care îți plăcea mai mult? Blonde, brunete, care îți plac mai mult? Nu contează, să fie vii. Dacă se poate, dacă nu... Fii atent. Te duci înăuntru și o cauți pe una Helga, e nemțoaică, înțelegi? Helga. Te dezbracă, te bagă la duș. Și mă gazează! Mă gazează nemțoaică! Auzi, Vințu, ce aici, mă? Auzi, ție cam ce-ți place să le faci la femei, ha? Aoleu, ce le faci! Cum ajung înăuntru, le pun să se dezbrace, să stea toate în jurul meu, și eu suplapul mă singur. Tremurați, firați ale dracu, tremurați!
Dar actul în sine, actul în sine, a? Păi ce mă ține de acte? Mă, moșule, nu mă înțelegi. Te culci cu ele? Da, ele nu se culcă cu mine. Ia, zi-mi, ce poziție îți place cel mai mult? A, aveam eu o poziție îmbârligată rău de tot. Trei luni au încercat să mă dezbârlige, nu mă mai nimereau la loc. Bine, mă, hai, intră, dar ai grijă cum, băi, fii atent, ai grijă cum te opintești, că ești bătrân, înțelegi? Da, tată, da, da, bă, și nu mai am suflu din tinerețe. Păi, uite, acum, după 50 de kilometri de alergare, nu mai poți să faci decât vreo 200-300 de flotări. Păi, ce sport ai făcut, mă, moșule? Am tras la tir. Păi, ce, din asta faci mușchi? Păi da, că mi se oprea motorul în pantă și trăgeam tirul de 16 tone până în vârf. Moșule, dar haltere ai făcut ca să faci tu mușchi ca mine, a? M-au descalificat. Da? Erau două haltere. Da. Una de 400 de kg, una de 500 de kg. Și eu n-am știut că trebuie să le ridic pe rând. Da. Cum ești? Le-ai ridicat pe amândouă deodată? Da. Și n-ai făcut hernie? M-a ajutat Dumnezeu de n-am făcut. Păi cum? Că le țineam cu stânga așa și cu dreapta ziceam, Doamne, să nu fac hernie, Doamne, să nu fac. Bă, moșule, îmi pare rău, dar nu intri, înțelegi? Nu intri. Haide, bă, tată, bă, de ce? Ce-i mie să mi se dea drepturile de cetățean? Vreau să intru. Ia uite, paragina s-a supărat. Te pomenești când dai și o palmă, nu? Tinere, da? Nu-ți zgândări ursul. Da. Și eu l-am zgândărit odată și mi-a mâncat familia, e în pădure acolo. Da? Du-mă la temei, right now! Moșule, sunt curios, la vârsta ta se mai... Ce se mai... Se mai... Ce se mai mă? Dacă se mai... Și ce dacă nu se mai ce? Colecoasă, o trec după gâțe, când mă duc pe. Deci dacă te las înăuntru, te descurci? Da, mă descurc, dar hai și tu cu mine, să ne arăți care e fata, care e clientul, să nu mai pățesc ca data trecută. Păi ce ai făcut? Te-ai culcat cu bărbații? Eu nu mă mai ajută privirea, bă, tate, vederea, nu mai îmi dau seama care e una, care e altul. Bă, adică eu te las, să știi, dar îți spun eu care sunt fete, hai. Auzi, dar nu putem să... Ce? Păi ziceam să rezolvăm aici, domnișoare, dacă nu vă deranjează. Dar te-ai potunește că eu sunt bărbat. Minținoasă! Bă, tataie! Ia-mi la tataie! Ia-mi la tataie!